Dinamo joacă de la această oră unul dintre derbiurile Ligii Secunde. Avem Dinamo Oțelul, două foste campioane din Liga 1. Lazar înalt la bara a doua, lovitură de cap care se duce puțin pe lângă poartă. A fost la finalizare, am impresia, Zone. Da, alunecat un jucător al lui Dorinel Munteanu în fața lui David Zone. 28 de metri până la poarta lui Oncescu. Gorovei! Gol! Oțelul! Și ce gol! 1-0 din minutul 33. Cel mai periculos jucător de pe teren reușește să deschidă scorul. Primul gol al Oțelului după 6 ani în Liga a doua. Și ce reușită! Mai puțin de 30 de metri. Execuție frumoasă. Cred că a văzut târziu acea minge portarul Oncescu. Nu, a șutat chiar foarte bine Gorovei. Mingea a și mușcat gazonul în fața golkeeperului dinamovist. Pe Dinamo din 2010. Execuție la care Oncescu reține foarte sigur. Dribling Gorovei, atenție la șutul acestuia. Gorovei, mingea se scurge pe lângă poarta lui Denis Oncescu. Trăiește periculos Dinamo în defensivă. Aici trebuia să aibă mai mult curaj Gorovei. A încercat acest dribling în plus în fața experimentatului Neluț Roșu. O nouă centrare, Gabriel! Și este gol, oare sau e offside? Mingea a intrat în poarta lui Durbozoancă. Buhăescu. Frumoasă fază, foarte frumoasă fază. Întrebarea este dacă e offside și după bucuria lui Buhăescu, nu a fost offside. Nu este offside aici la pasa pentru Gabriel, nici aici. Buhăescu era în spatele brazilianului, însă este minunată pasa lui Valentin Lazar pentru Gabriel. Aici s-a făcut 80% din gol. Însă această fază cominge în careul lui Dinamo, pasă cu un șut care se duce în poarta lui Oncescu. Este 2-1 pentru Oțelul. 2-1 din minutul 56 și cred că este puștul Maxim cel care reușește să o aducă pe Oțelul din nou în avantaj. Era o fază care nu anunța efectiv nimic. Dezolat, evident, Ovidiu Burcă. A fost un moment de neatenție. Haideți să vedem. Aici ar fi fost oricum galben dacă ar fi picat puștul Maxim. Minge la marginea careului și Oncescu ia gol pe colțul lui. 2-1, foarte inspirată schimbarea făcută de Dorinel Munteanu. L-a scos pe Mario Mitoi și l-a băgat pe acest copil care aduce golul. A aruncat Andrei Rus, minge în careul lui Dinamo, din nou moment periculos. Ho-ho! Ce gol! Ce gol dă Cârjan! 3-1 pentru Oțelul din minutul 66. Splendide golurile, 3 goluri din cele 4 pe care le-am văzut astăzi. Chiar au fost goluri foarte spectaculoase. Să revedem faza, aruncare lungă a lui Andrei Rus. Ce eroare, ce greșeală în defensiva lui Dinamo. Nici nu s-a uitat la portarul Oncescu. Erau 5 sau 6 metri distanță între George Cârjan și cel mai apropiat fundaș al lui Dinamo, David Zone. Admira priveliștea, numai adversarul nu l-a văzut.
Este 3-1 pentru Oțelul și din câte am văzut, parcă benzina lui Dinamo s-a cam terminat. Alin Dudea, minge în careul Oțelului, lansat acolo, țâră la balon, țâră! Scoate foarte bine portarul Bozoancă. Șansă mare pentru Dinamo. Marcajul slab. Da, a fost Valentin Lazar, a învăluit Bulei, că rămâne Lazar și e penalti pentru Dinamo. Minutul 74, nu a fost în careu, are dreptate centralul Valentin Porumbel. Lazar aici, pe lângă Rus, da, a fost agățat, Lazar a știut să-și lase piciorul. No, este... E penalti și este și un cartonaș galben, cred, pentru Andrei Rus. Neluț Roșu față în față cu portarul Turbozoancă. Neluț Roșu! Oh, ce frumoasă a fost execuția! Este 2-3 și Dinamo mai are un sfert de oră la dispoziție. Să vedem dacă... Cred că se va repeta execuția... Da. Erau jumătate din jucătorii de câmp ai celor două echipe în careul Oțelului. Are dreptate centralul Valentin Porumbel. Neluț Roșu cu repetiție. Mai are o șansă golkeeperul Oțelului. Toată lumea deja își luase având. Neluț Roșu. Roșu! Și salvează portarul Turbozoancă, rămâne 3-1 pentru Oțelul. Probabil că acum dinamoviștii și-ar dori din nou repetare.